Salutare dragi prieteni și bun găsit la un nou video de pe acest canal din seria de Arduino. Am ajuns la episodul 3 din această serie și vreau să învățăm cum să folosim IDE-ul de la Arduino, să ne acomodăm puțin cu interfața lui, să dăm upload la sisteme și să controlăm, pentru început să controlăm un LED. Nu este foarte complicat nimic ce o să facem, vreau să facem chestii de bază pentru a ne acomoda puțin și să intrăm ușor-ușor în formă, să intrăm ușor-ușor în meserie, cum se spune. Bun, pentru acest lucru eu mi-am luat o singură unealtă din toate cele prezentate la episodul cu unelte. Este vorba despre o pensetă SD15. Penseta cea mai specială, care este cu o formă mult mai specială decât celelalte, nu este dreaptă. Mi-am luat două jumper wires, mi-am luat un rezistor. Pentru a putea utiliza LED-ul avem nevoie neapărat de un rezistor, pentru ca ca LED-ul să pornească. Fără acest rezistor, putem să facem noi ce vrem, nu pornește. Și un LED roșu, puteți să luați absolut orice culoare, în afară de cel RGB, pentru că cel de la RGB necesită mai mulți rezistori. Acesta este LED-ul RGB, nu avem nevoie de el momentan, o să-l folosim, dar la timpul potrivit. Ce mi-am mai luat este un breadboard mic, nu cel lung, pentru că este mult mai eficient în astfel de proiecte simpluțe. Bun. Și mi-am luat și placa Arduino. Bine, mi-ați spus în comentarii că asta nu e placa Arduino. Știu că nu este placa Arduino, este făcută de cei de la Elego pentru compatibilă cu Arduino, însă la început nu vreau să lucrez cu plăci foarte, foarte scumpe. Eu fac asta doar din pasiune și vă arăt și vouă tot ceea ce învăț și eu. Bun. Haideți să începem prin pornirea LED-ului fără a-l programa. Pentru asta o să dau uneltele și tot ce avem la o parte, o să pun breadboard-ul, da? Deci avem breadboard-ul, o să desfac penseta, să fiu pregătit cu ea, o să o las aici. Acum vreau să vă explic câteva lucruri legate de LED. Haideți să-l iau în pensetă pentru a vă arăta mai bine, pentru că mâinile mele cam... Așa. Bun. Deci, despre LED câteva lucruri. Vedem că avem două părți ale de aici. Ce sunt de fapt părțile astea? Cum le deosebim? Pentru că trebuie neapărat să le deosebim. Vedem că asta este mai lungă. Haideți să-l întorc în partea cealaltă. Bun. Bun. Și vedem că partea din stânga, eu așa o să o folosesc, partea aceasta din stânga este mult mai lungă decât partea din dreapta. Astfel putem identifica, astfel le putem deosebi, să spunem mai simplu. Astfel le putem deosebi. Ei bine, în acest LED, în cazul acestui LED nu prea deosebim, pentru că le-am modificat puțin ca să fie mai ok. Însă, haideți să iau un LED normal. Bine, adică nemodificat de mine. Haideți să vedem. Îl vedeți? Deci, acest LED este nemodificat. Haideți să-l întorc și pe acesta, pentru că... Bun. Deci, avem acest LED. Vedem că partea din stânga este la fel mai lungă decât partea din dreapta. Și aici putem face diferența.
Eu de obicei pun rezistorul pe partea aceasta din stânga. O să vă arăt exact cum să-l punem și cum să pornim LED-ul fără a fi nevoie de vreun program, adică de vreun cod. Deci să pornim LED-ul doar din alimentarea acestei plăci. O să iau LED-ul, da, cu partea lungă în stânga, da, deci foarte important, și o să-l pun pe breadboard. Bun, cam așa ceva. Acum vreau să iau rezistorul și să îl pun cu ajutorul acestei pensete. L-am pus aici. Bun. Și acum am pus și rezistorul pe breadboard. Acum haideți să facem conexiunea. O să iau un jumper wire, unul dintre ele, și o să-l pun aici la rezistor. O să mai iau un jumper wire și o să-l pun la LED, partea aceasta. Perfect. Acum o să duc acest jumper wire de la LED, în partea LED-ului de aici, către ground. Da, deci vedem. Către ground. Deci aici este ground. Da, vedem. Perfect. Și acest jumper wire de la rezistor o să-l duc la 3.3 V. Și o să vedeți, în momentul când eu doar ating, el o să pornească, vedeți? El va porni. Nu am niciun cod băgat, nu am absolut nimic. Da? Deci, vedem că el merge pentru că este un circuit și este alimentat. Fiind la 3.3 V. Cum să-l facem noi să nu mai meargă? Și să-l putem coda. Ca să-l putem coda, trebuie să-l băgăm la un digital pin ca out. Bun. Iar acum vedem că l-am pus la cât l-am pus? La 12. Aici la 12. L-am pus și vedem că nu mai merge. Ei bine, aici intervine codul. Aici intervine codul C++ și cum vă vorbeam la început, la primul episod din serie, că va fi C++ care va programa aceste plăci. Spre exemplu, eu am făcut pentru acest pin, deci pentru pinul cu numărul 8, da? Eu am făcut un cod, deci pentru acest pin, eu am făcut un cod care să-mi clipească acest bec cu o anumită viteză dată de mine, bineînțeles. Pentru 12, de exemplu, nu am făcut și el nu rulează. Acum haideți să-l pun cu codul implementat de mine și cu codul pe care o să vi-l arăt în minutele următoare, să vedem cum clipește becul. Deci trebuie neapărat să fie, deci dacă îl alimentăm la 3.3 V, el deja merge pentru că e alimentat și e tot ce trebuie. Dar dacă îl punem la 8 și trebuie definit acest 8 în, de exemplu, foarte bine puteam să definez 12 și să meargă 12. Haideți să pun la 8 aici. Vedem că el începe să clipească. Bun. Deci vedem că la 8, cum am definit eu un cod, el clipește. O să vă pun undeva aici sus, în partea aceasta, linia de cod care definește acest 8. Bun. Haideți acum eu din codul meu să modific la 12. Bun, imediat o să-l modific la 12. 12. Foarte frumos. 12. Și iarăși 12. O să-i dau upload. Cred că s-a băgat. Să dau un reset. Bun.
Acum haideți să-l conectăm la 12, să vedem ce se va întâmpla. Vedem că acum merge la 12, dar la 8 nu mai merge. Deci acești pini de aici îi putem defini noi din cod și putem jongla cu ei. În partea acestea avem analog, aici avem putere, vedem că scrie aici power. Deci de-aia avem 3V, 5V, ground și tot așa. Foarte bine, acest ground de aici poate fi schimbat cu groundul de aici. Va fi același lucru. Și acest ground de aici poate fi modificat cu groundul din această parte. Depinde unde vreți voi și unde vă facilitează pe voi aceste ground-uri, aceste poziții. Deci vedem că l-am mutat în altă parte, tot unde este ground, da? Și acum merge. Bun, haideți să trecem puțin la partea de coding. Cred că o să fac acum o tranziție și voi reveni de pe calculator. Bun, deci am revenit acum, am intrat pe site-ul de la site-ul Arduino. Petru a vă arăta cum puteți să descărcați IDE-ul. Totul este gratuit și este și open source. Deci intrăm aici pe software și vedem download the Arduino IDE. Și avem și un access the online IDE Arduino Web Editor, start coding online with the Arduino Web Editor. Da? Deci avem și versiune online și versiune de download. Bun. Acum vreau să vă spun, să vă dau un sfat, să vă sugerez, de fapt, ce să luați. Eu, după părerea mea, deci după mine, după părerea mea, nu este bine să luați installerul. De ce zic asta? Nu zic că nu merge, însă mi se pare mult mai comod, mult mai ușor să luați zip-ul. Deci Windows Zip. Este foarte rapid, nu necesită instalare, doar îl deschideți și aia a fost. Haideți să intrăm să vedem și noi puțin cum arată după ce downloadăm acest zip. Îl downloadați, îl dezarhivați, de preferat eu spun în D, pentru că acolo nu umblă nimeni, nu se întâmplă nimic. Aveți în partea de jos sau nu știu unde să o pun și ce se întâmplă în timp real cu plăcile în partea aceasta. Pentru că filmez și plăcile și calculatorul în momentul acesta. Haideți să vedem cum ar arăta IDE-ul după dezarhivare. Bun, deci vedem că a pornit IDE-ul, versiunea mea este Arduino 1.8.5. Haideți să vedem câteva lucruri de la Tools. Deci, în primul rând trebuie să aveți acest board pus pe Arduino Genuino 1. Portul, foarte mare grijă la port, pentru că în cazul în care aveți erori este din cauza portului sau din cauza bordului. Dacă nu selectați bordul corect, nu puteți să dați upload. Sau, în același caz, nu puteți să în același caz pentru port, nu puteți da upload din cauza portului. Și el vă va spune alte chestii acolo prin compiler. În primul rând, vreau să vă spun că aveți aici examples. De la Basics aveți aici blink-ul care este legat de LED. Nu o să ne folosim de el, voi îl aveți, deci puteți să dați să vedeți despre ce este vorba, dar eu prefer să vă explic despre cum e treaba pe aici. Bun, deci în void setup noi va trebui să inițializăm pinul.
De exemplu, cum a fost în cazul acela, pinul cu numărul 8. În cazul acesta voi pune numărul 11. Am făcut cu 12, vreau să fac cu 11 în momentul acesta. Bun, deci voi scrie în felul următor. Nici nu știu cum să pun eu mâna așa. Pin mode 11, pentru că am zis că vreau pe 11, deci o să n-o să mai meargă pe 12 pe care este în momentul actual. O să pun ca output. Deci va fi inițializat ca output. Și va trebui să punem punct și virgulă, ca la orice limbaj de programare. În loop voi scrie așa: digital write. Adică să îmi pună, să modifice valoarea LED-ului, practic. Voi pune, de exemplu, dacă este low, mi-l va stinge, dacă este high, mi-l va aprinde. Voi pune pinul, iar am scris 12 din reflex, deci voi pune pinul pe care este pe care rulează LED-ul și voi pune high. Da? Adică să îl pornească. Voi pune un delay 1000 milisecunde, da? Adică să din secundă în secundă să împâlpâie. Eu în momentul acesta am pus delay-ul, dar trebuie să mi-l și stingă, pentru că el îl va aprinde. Deci voi face același lucru, deci fix același lucru, doar că îl voi stinge. Deci voi scrie aici low. Delay tot 1000 și deci acest low face voltajul mic, iar acesta face voltajul mare. Ca să spunem așa mult mai precis. Acum noi vom compila de pe acest buton care se cheamă verify. Din stânga de tot, deci atenție, din stânga de tot o să dau pe verify. O să-l salvez ca un proiect nou. Vedem, sketch uses 928 de mega de bytes. Bun, maximum, nu știu cât o fi, deci l-am verificat. În momentul acesta, dacă vedeți pe cameră jos, este LED-ul tot funcționează. Dar de ce? Pentru că noi nu i-am dat upload. Haideți să-i dăm upload din butonul de lângă verify. Și vedem că LED-ul s-a oprit. Haideți să schimbăm pinul și să-l punem pe 11. Vedem dacă pot eu să... Bun, l-am pus. Și vedem că în momentul acesta LED-ul funcționează și sistemul de delay funcționează. Este destul de interesant, pot spune eu, pentru a face un joc de lumini, pentru diverse chestii. Este ceva de început, ceva de bază, nu este un tutorial complicat, nu am vrut să complic lucrurile de la început. Am vrut doar să vă arăt puțin câteva lucruri de bază, câteva aspecte legate de controlul unui LED. Bun, haideți să am spus la începutul videoclipului că ne vom acomoda puțin cu interfața de la Arduino. Haideți să vedem ce avem mai departe. Aici avem să creăm un nou proiect. Da? Deci am creat un nou proiect când am dat pe acest buton de new. Aceste două butoane am văzut ce fac. Haideți să vedem butonul de open. Aici putem deschide și alte proiecte.
cum ar fi tot de la basics, mai multe chestii, chestii de fade, adică tot de LED, tot de chestii de genul acesta și vom vedea pe parcurs ce mai sunt pe aici. Save, să salvăm ce am modificat. Dar acum haideți să vedem la file. Avem new, la fel open, open recent. Avem aici câteva chestii de la recent, ce am făcut noi. Sketchbook, aici avem ce am creat noi. Examples, toate exemplele sunt aici. Close, save, save as, page setup. Ce mai avem noi pe aici? Adică landscape, portrait, margins, size, letter și tot așa. Print, adică să printăm. Preferences, aici adăugăm diverse chestii, de exemplu alte borduri, cum am eu placa de la SparkFun. Adică această placă trebuie adăugate în Tools. Și ca să fac acest lucru am intrat pe site-ul oficial și am luat acel link pentru instalarea bordului. Și aceasta este o placă care se aseamănă cu placa cea de la Arduino, doar că îmi dă posibilitatea să fac lucruri pe wireless folosind o aplicație și îmi dă și alte posibilități. Fiind și mai mică, fiind și mai bună, puțin mai optimizată din punct de vedere al mărimii. Bun, deci am văzut și ce conține file-ul. La edit, chestii de bază, comment, uncomment și tot așa. Sketch, avem include library, dacă vrem să băgăm o nouă librărie, dăm pe manage libraries și aici avem librăriile, toate librăriile, absolut toate librăriile de care avem nevoie. De obicei eu le instalez ca folder în folderul cu library din Arduino, din folderul cu Arduino principal și tot așa. La tools se întâmplă toată treaba, aici avem bordul, selectăm bordul, selectăm portul, aflăm informații despre placă, Arduino Genuino 1 și cam asta este prin, în mare așa, să trecem prin revistă aceste lucruri. Cam ăsta este episodul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share și coment, o să găsiți articolul și pe site-ul nostru, dacă am timp să-l postez până ce voi posta videoclipul, este deja pus, o să fie linkul în descriere, dacă nu o să revin cu edit în descriere și voi pune linkul garantat. Vreau să vă adresez o întrebare și o să fac și un video separat pentru tema asta, legat de... Dacă doriți să facem niște tricouri, vreau să fac ceva, am discutat cu cei de la Idei 3D să facem niște tricouri, poate dacă vreți să-mi scrieți în comentarii, dacă sunteți interesați să facem chestia asta cât mai repede sau o să mai întârziem puțin cu chestia asta, oricum o facem, dar vreau să văd dacă chiar ați vrea să ne grăbim puțin să... cumpărăm aceste tricouri, să facem un shop la băieții de la Idei 3D. Bun, cam asta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, subscribe, share și coment. Eu am fost Cătălin, ne auzim data viitoare cu un nou video din seria de Arduino. Pa, pa!